Dacă știi să-l folosești, cu un calculator poți face aproape orice. Mai puțin un fișier numit CON. Serios, este imposibil să denumești ceva în calculatorul tău CON. Încearcă, hai că te aștept. Vezi? Pur și simplu nu merge. Și ce este și mai ciudat e că nimeni nu știe de ce. Glumesc, se știe de ce. Combinații de litere gen CON, AUX, PRN sau toate astea nu pot fi folosite pentru a denumi nimic în calculatorul tău, deoarece sunt folosite în codul programului Windows la un nivel fundamental care nu mai poate fi schimbat. Util de știut în caz că încerci să-ți prescurtezi numele vreunui fișier și nu te lasă, nu e pentru că te judecă, e doar un bug al sistemului. Și apropo, primul bug de calculator a fost la propriu un bug, adică o insectă moartă, prinsă într-o componentă a unui computer din anii 40. Insecta cauza o eroare în program și nu se știa de ce până nu a fost găsită și înlăturată, iar de aici vine și termenul de debugging. Termenul de computer, în schimb, nu vine original de la un aparat, ci de la o profesie. Computerii erau oameni care înainte de computere erau angajați să facă calcule lungi și repetitive consultând manuale enorme de calcule și numere. De multe ori femeile erau angajate pe aceste posturi deoarece puteau fi plătite mai puțin. O informație de care tot dai pe net este că cel mai lung cuvânt pe care îl poți scrie cu literele doar de pe primul rând al tastaturii este typewriter, ceea ce e distractiv pentru că de acolo vine aranjamentul tastaturii. Dar care este cel mai lung cuvânt pe care îl poți scrie cu literele astea în română? Păi, poturei. Diminutiv de la poturi, un fel de pantalon. Nu e la fel de interesant ca typewriter, dar e puțin mai sexy. Cu literele de pe al doilea rând, cel mai lung cuvânt este flash, care abia dacă e cuvânt român, iar cu literele de pe ultimul rând nu poți scrie niciun cuvânt pentru că nu conține nicio vocală. Tasta shift vine și ea de la mașina de scris. Chiar dacă pare o tastă modernă, ea apărea pe multe mașini de scris și avea rolul de a shiftui sau a muta mecanismul ca să scrii cu litere mari. Un rol similar îl are și azi. Tasta scroll-lock, în schimb, este cea mai puțin folosită de pe tastatură și pare că nu are niciun rol. Asta pentru că provine dintr-o altă era computerelor în care nu era așa ușor să navighezi pe ecran ca acum. Scroll-lock oscila funcția săgeților între a naviga în sus și în jos prin text sau a scrolla întreg ecranul cum ai face astăzi cu rotița de la mouse. Și încă îl poți folosi așa și astăzi în Excel. Hai să vă arăt. Uite, am aici un document Excel și când apăs pe săgeți mă duce, mă navighează printre căsuțe. Dar dacă apăs pe scroll-lock, acum când apăs pe săgeți nu mai navighează printre căsuțe, ci mișcă întreg ecranul. Și dacă ți-au plăcut informațiile astea, ai noroc, pentru că astea au fost doar primele 8 din 88 de chestii despre calculator. Calculatorul este una dintre cele mai mari invenții din istorie. În doar câteva decenii ne-a transformat civilizația radical și a atins fiecare aspect al vieții noastre. Dar cu toate astea, e puțin dificil să explici cuiva care nu știe ce face mai exact un calculator, pentru că face atâtea. Și asta ridică întrebarea, ce este mai exact un calculator? Păi, un calculator este un instrument care te ajută să faci calcule. Pare evident, dar adevărul este că orice obiect care te ajută să faci calcule matematice pe care nu le puteai face doar în cap poate fi considerat computer. Astfel, unul dintre primele calculatoare era abacul. Inventat acum 4500 de ani, era un instrument antic de calculat pe care puteai ține cont de sume și calcule enorme printr-un mecanism simplu de a muta mărgelele dintr-o parte în alta pe multiple axe. Totuși, cel mai vechi calculator ar putea fi acest OS, care conținea o serie de marcaje organizate în 3 coloane, într-un tipar foarte intenționat. Este posibil ca acesta să fi fost un instrument preistoric pentru numărare și calcule simple de acum 20.000 de ani, sau poate doar era un os cu priză stabilă de acum 20.000 de ani, dar în orice caz ar putea fi considerat primul calculator, iar de-a lungul istoriei oamenii aveau să construiască tot felul de alte ustensile pentru calcul, gen astrolabul. Un dispozitiv remarcabil cu care puteai măsura latitudinea unde te afli în funcție de stele. Un calculator indispensabil în navigație din vremurile antice până în era marilor descoperiri. Sau mecanismul Antikythera, un dispozitiv incredibil pentru vremea lui, folosit să prezică fenomene astronomice cu decenii în avans. Era atât de sofisticat că nu a existat nimic comparabil cu el până peste 1000 de ani mai târziu, când au apărut ceasurile, care sunt și ele un fel de calculator, cumva. Adică sunt dispozitive care ne ajută să calculăm trecerea timpului. E adevărat că calculează o singură chestie, dar pentru asta au fost programate. Iar principiile mecanice folosite în ceasuri au fost utilizate în secolul 17 de Blaise Pascal pentru a inventa primul calculator mecanic efectiv. Adică calculator de ăsta, cu care puteai să scazi, să aduni, să mulțești sau să împarți, doar mișcând de aceste rotițe de jos într-o anumită ordine, iar rezultatul era afișat aici sus. Pascal a inventat acest calculator ca să-l ajute pe tatăl său, care era comisar de impozite pe oraș și avea o grămadă de numere de adunat și scăzut. De asemenea, Pascal a inventat chestia asta istorică la vârsta de 18 ani, așa că poate ar fi cazul să te gândești și tu ce mai faci cu viața ta. Să nu mai zic că mai târziu avea să dezvolte matematica și aritmetica binară care a dus la programarea ce rulează pe toate calculatoarele de astăzi. Și poate acum devine mai clar motivul pentru care este imposibil să răspunzi la întrebarea cine a inventat calculatorul,
pentru că numeroși oameni de-a lungul a mii de ani au contribuit la diferitele aspecte care constituie astăzi un computer modern într-un puzzle tehnologic rezolvat pe parcursul mileniilor. Iar una dintre cele mai importante piese din acest puzzle a venit în mod bizar din lumea croitoriei. Războiul de țesut a fost o invenție remarcabilă care a revoluționat industria textilelor. Cu el puteai țese cu ușurință cantități mari de material atât timp cât el era uniform. În schimb, pentru a realiza un tipar pe material, războiul trebuia oprit și rearanjat de numeroase ori, iar din acest motiv, hainele cu tipar erau foarte scumpe pe atunci. Ca să rezolve problema, Joseph Jacquard a inventat în 1802 un război programabil care putea țese singur orice tipar pe baza unor cartoane pe care le găureai în anumite locuri în funcție de cum voiai să iasă tiparul. Acest aparat de țesut programabil a fost și el, într-un fel, primul computer din lume și l-a inspirat pe Charles Babbage, considerat părintele calculatorului, care în 1820 a proiectat primul model de calculator de uz general programabil. Mașinăria incredibilă nu a fost construită niciodată din motive financiare, dar designul era perfect funcțional, iar calculatorul mecanic al lui Babbage era complet automat, funcționând pe bază de aburi și programabil prin aceleași cartele perforate. Aceste cartele pot fi văzute de altfel ca fiind primele dischete sau CD-uri rudimentare și erau un mod de a comunica cu computerul, de a-i spune ce vrei să facă. Astăzi avem tastatură și mouse pentru asta, dar la vremea respectivă cartelele perforate erau cea mai bună soluție și au rămas un standard în computere decenii la rând, fiind folosite până în anii 1970. Dar asta ridică o altă întrebare. Dacă nu aveau tastatură și nu te puteai juca Minecraft, ce făceau aceste prime calculatoare generale? De ce atâta de reanși pentru un aparat extrem de alambicat, scump și greu de construit? La ce le foloseau? Păi, primul calculator funcțional de genul ăsta a fost construit în 1890 de Herman Hollerith ca să ajute cu recensământul Statelor Unite. Conform Constituției, americanii trebuiau să facă un recensământ odată la 10 ani, dar populația devenise atât de mare încât dura mai bine de 10 ani să numere informațiile adunate de recensământ, ceea ce era o problemă. Totuși, mașina construită de Hollerith, numită tabulatorul mecanic, putea, prin aceleași cartele perforate, să proceseze și să aranjeze informația de la fiecare cetățean mult mai rapid decât dacă ar fi fost făcut de oameni. Așadar, putem spune că acesta a fost un alt prim calculator, iar Herman Hollerith este un alt părinte al computerului, iar compania pornită de el pentru tabulatorul său mecanic avea să devină mai târziu ceea ce știm astăzi ca fiind IBM. După recensământ a devenit evident că tabulatorul mecanic poate fi incredibil de util în numeroase alte domenii unde este necesară procesarea de date în masă, gen contabilitate, finanțe, impozite, știință, matematică, inginerie și multe altele. Asta avea să ducă la tot mai multă inovație și progres tehnologic, care în 1941 a dus la primul computer digital numit Z3. A fost construit în Germania de Konrad Zuse și era folosit pentru calcule aerodinamice necesare construcției de avioane. A fost distrus în al doilea război mondial, dar au urmat multe alte modele similare, cum ar fi Harvard Mark I, echivalentul american pentru Z3, construit câțiva ani mai târziu. Această enormitate avea un job important, fiind folosit în calcule care au dus la dezvoltarea bombei atomice. Și ăsta e calculatorul în care a fost găsită insecta într-una dintre găurile de pe un card. Bine că au găsit-o, altfel cine știe, poate ieșea bomba cu defecte. Alt exemplu notabil ar fi computerul ENIAC din 1946. A fost primul computer general programabil complet electric și ocupa o suprafață de 170 de metri pătrați și cântărea 27 de tone. Au urmat numeroase alte modele. Uite un scurt montaj. Aceste calculatoare enorme erau folosite doar de experți în instituții sau industrie extrem de specializate. Era extrem de greu să obții acces la unul dintre ele și nu era deloc practic sau accesibil ca un singur individ să aibă un calculator la el în casă. Până când a fost. În 1975 apare primul calculator personal care a avut succes comercial, numit Altair 8800. Normal că a avut succes doar cu 8. Calculatorul arăta așa și nu avea loc de tastatură sau monitor, era doar niște întrerupătoare și niște luminițe. Orice program vrei să introduci, trebuia să apeși pe manetuțele astea de 10 sau sute sau mii de ori în ordinea corectă, iar rezultatul era afișat tot prin luminițe pe care trebuia să le descifrezi. Acesta era un computer foarte rudimentar, dar avea să stârnească o revoluție. Pentru că toți pasionații care până atunci doar visau să aibă acces la un calculator, puteau acum să testeze unul la ei în casă. Puteau să experimenteze cu el și chiar să-l îmbunătățească. Printre acești primi pasionați se numără Steve Jobs, Bill Gates sau Steve Wozniak. Steve Wozniak, inspirat de Altair 8800, și-a construit propriul calculator, care a devenit Apple 1, lansând compania Apple, iar Bill Gates a fost inspirat să îmbunătățească modelul Altair 8800, creând un cod, un program care permite să comunici mai ușor cu computerul prin tastatură și monitor, ceea ce a dat naștere la Microsoft și la Windows. De aici, bineînțeles, calculatoarele au devenit din ce în ce mai performante și mai accesibile, iar acum puterea de computare pe care o cărăm în buzunarul nostru este ceva la care nici cele mai mari guverne din lume nu aveau acces acum câteva decenii. Lucrurile s-au schimbat destul de mult. Spre exemplu, hard discurile.
Astăzi avem chiar și stick-uri de memorie cu capacitate de stocare de 1 terabyte, adică 1000 de giga, adică 1 milion de mega. În schimb, primul hard disk din istorie cântărea o tonă, costa 27.000 de dolari pe lună în banii de azi și avea o capacitate totală de stocare de 5 mega. Primul hard de 1 GB, în schimb, cântărea doar 250 de kg și costa 81.000 de dolari. Primul mouse a fost inventat în 1964 și era făcut din lemn. A fost numit mouse, adică șoricel, pentru că arăta ca un șoricel, cel puțin pe vremuri. Al meu arată mai mult ca un OZN. Dar o tehnologie similară cu primele mouse-uri exista și înainte de asta. Mai precis, bila de urmărire, care era folosită în armata britanică pentru a urmări avioane pe radar, dar pentru că era un secret militar, nu a fost dezvăluit publicului decât mult mai târziu. Mă întreb ce tehnologie ascunde acum. Tastatura pe care o folosim are și o istorie interesantă. Aranjamentul literelor, clasicul QWERTY, provine de la aparatele de scris unde literele cele mai comune erau ținute la distanță una de alta ca să nu se lovească brațele mecanice între ele când scrii. Cu toate astea, E și R sunt folosite adesea împreună, deci nu este așa de ergonomic, dar designul inițial era diferit și avea un punct în locul unde este acum R. Aranjamentul QWERTY are și un rival, aranjamentul Dvorak, propus de un profesor american în 1936. Aici toate vocalele și cele mai comune consoane sunt pe rândul din mijloc ca să muți mâna cât mai puțin teoretic, deși studiile arată că nu face diferență foarte mare în viteza de scriere. Bineînțeles, pe tastatură sunt și alte butoane în afară de litere. De fapt, tastele se împart în patru categorii. Cele alfanumerice, adică literele și numerele, cele de navigare, adică săgețile și astea de aici, astea le folosești evident ca să navighezi prin calculator, tastele de modificare, adică Shift, Control, Alt și încă câteva, acestea sunt taste care individual nu fac nimic când sunt apăsate, dar în combinație cu alte taste schimbă funcția obișnuită, adică S în mod normal e S, dar în combinație cu Shift e S mare, sau în combinație cu Control este Save și așa mai departe. Și pe lângă asta mai există, bineînțeles, tastele de funcție, adică F-urile, alea de la 1 până la 12, pe care nu le folosești aproape niciodată. Totuși, poate ar trebui să le folosești, pentru că fiecare dintre aceste taste are un rol și poate fi destul de utilă dacă știi ce face. Funcția tastei poate varia de la program la program și în combinație cu tastele de modificare pot face multe acțiuni, dar în general e bine de știut că F1 de obicei este pentru ajutor. În majoritatea programelor, când apeși F1, ești trimis spre pagina de help, care nu știu voi, dar pe mine nu m-a ajutat niciodată. În orice caz, F2 este folosit pentru a edita sau a redenumi un lucru, gen o celulă în Excel sau numele unui folder în calculator. F3 este ca să cauți. Dacă ești pe o pagină web sau într-un document text și vrei să cauți ceva anume, când apeși pe F3, de obicei va apărea o fereastră de căutare. F4 nu face nimic foarte concret de capul lui, dar este cel mai renumit în combinație cu tasta de modificare Alt ca să închizi un program sau chiar calculatorul, ceea ce pe vremuri era o farsă răspândită. Când te întreba cineva cum să facă ceva pe calculator, îi ziceai să apese Alt F4 și îi se închidea calculatorul, foarte amuzant. F5 este în general ca să dai refresh pe pagină, iar Control plus F5 va da un super refresh, reîncărcând pagina de la zero, ștergând tot ce era în cache și redescărcând toate datele. Util de știut când ai diverse erori, de obicei de logare pe unele site-uri, dacă ceva nu merge, în loc să schimbi browserul, mai bine apeși Control F5. F6 apeși ca să duci cursorul în bara de sus. Adică dacă citesc un articol despre brioșe, iar cineva intră în cameră și vreau repede să schimb site-ul, apăs F6 și scriu imediat fără să mai mut mouse-ul. F7 e în general folosit ca să verifici greșeli gramaticale într-un text. F8 e folosit în general ca să accesezi meniul startup când pornești calculatorul. F9 nu face mare lucru, diverse chestii mai mici, gen să trimiți e-mail-uri în Outlook dacă mai folosește cineva programul ăla. F10 este prietenul tău cel mai bun dacă ți-ai pierdut mouse-ul. Când îl apeși, în diverse programe se activează o secțiune specială cu care poți selecta cu săgețile orice din meniu sau bara de sus fără să miști mouse-ul. F11 este pentru full screen în general, deci dacă ești vreodată pe net și deodată nu știi de ce nu mai vezi bara de sus sau de jos, e pentru că ai apăsat F11. Mai apas odată ca să ieși din full screen. Și în final, F12 e în general ca să salvezi chestii. În Word, F12 deschide opțiunea Salvează ca. Stai să testez. Da, așa este. Bineînțeles, există multe alte combinații de taste extrem de utile, chiar și fără F-uri, iar probabil că pe multe dintre ele deja le știi. Gen Ctrl plus S, salvează, de la Save. Ctrl plus C, copiază, de la Copy. Ctrl plus V, inserează, de la Paste. Stai. Paste nu începe cu V. Păi asta este pentru că V-ul nu vine de la un cuvânt, ci de la actul de a împinge ceva în jos, reprezentat de litera V, adică a insera ceva. Altele utile și cunoscute sunt Ctrl Z pentru undo, ca să mergi un pas înapoi dacă ai făcut o greșeală, ce util era un asemenea buton și în viața reală. Ctrl Y este ca să mergi un pas înainte, dacă vrei să umbli printre pașii tăi să-ți admiri munca. Ctrl F îți deschide de obicei o fereastră de căutare, la fel ca F5, deci e cam redundant. Iar Ctrl Alt Delete este soluția de urgență când se blochează calculatorul. Dar mai bine decât
să apeși Ctrl-Alt-Delete, apeși Ctrl-Shift-Escape și te duci direct în Task Manager în loc să te duci mai întâi în meniul ăsta. Și mai utilă este combinația Windows plus V, care îți permite să alegi dintr-o listă lungă de chestii la care ai dat copii în acea zi, doar că ca să ai acces la această funcție trebuie mai întâi să o activezi din setările Windows-ului. Și ca să faci asta trebuie să te duci în setări, System Clipboard și apeși chestia asta. Și ca să te duci în setări mai rapid poți apăsa Windows plus I. Și dacă ai multe ferestre deschise și vrei să vezi doar desktop-ul rapid fără să le închizi pe toate, atunci poți apăsa pe Windows plus D sau aici jos în colț. Sau dacă vrei să vezi o singură fereastră, atunci o poți apuca așa de cap și o scuturi bine, iar restul ferestrelor o să se sperie și o să se ascundă. Și dacă ai programe în bară, așa ca mine, atunci le poți deschide din tastatură dacă apeși Windows plus numărul aferent programului respectiv. Hai să testăm, uite, al patrulea program aici este VLC și dacă apăs Windows plus 4, da, Windows plus E deschide un nou fișier Explorer, Windows plus R îți deschide meniul Run, Windows plus punct și virgulă îți deschide meniul de emoji, asta e cea mai utilă de până acum, iar Windows plus L face și el ceva, că l-am notat aici în listă, doar că am uitat acesta, stai să verific. Ah, Windows plus L îți blochează repede calculatorul, în caz că trebuie să părăsești camera și nu vrei să-ți acceseze nimeni istoricul online cât ești la baie. Iar dacă îl lași deschis, oricine poate să facă un screenshot, nu doar apăsând print screen, ci apăsând Windows Shift S, ceea ce îți deschide automat snippet tool cu care poți salva orice bucățică din ecran. Funcție extrem de utilă, mai ales pentru mine, mai ales în filmul ăsta. Și dacă vrei să schimbi rapid între ferestre, probabil că știi că poți face asta cu Alt Tab, dar o poți face și cu Windows Tab, care îți arată toate ferestrele deschise. Iar dacă apeși pe Control Tab, asta îți schimbă tabul din cadrul ferestrei în care ești. Gen, dacă ești în browser și vrei să navighezi între paginile astea deschise, o poți face ușor cu Control Tab. Iar dacă vrei să-ți aranjezi ferestrele ușor, le poți trage în lateral ca să le pui pe jumătatea ecranului, în sus ca să-l maximizezi, sau să-l lungești în sus ca să-l faci o coloană, sau poți să le aranjezi din taste, cu Windows dreapta sau stânga să le pui în laturi și Windows sus și jos ca să minimizezi și să maximizezi o fereastră. Alte lucruri utile de știut sunt cum să selectezi text mai precis fără mouse, ținând apăsat pe Shift și apăsând săgețile stânga sau dreapta. Dacă ți-ai apăsat pe Shift și Control în același timp, selectezi cuvinte întregi, iar când ai de ales mai multe fișiere, le poți selecta pe toate cu Control A, sau ținând apăsat pe Control, poți da click pe fișierele pe care vrei să le selectezi, sau ținând apăsat pe Shift, poți alege un interval, iar dacă ți-ai apăsat și Shift și Control în același timp, atunci poți alege mai multe intervale. Bineînțeles, aceste scurtături sunt pentru Windows, deși multe dintre ele se aplică și la Mac sau alte sisteme de operare, dar mai important decât comenzile în sine este să te familiarizezi cu limbajul unui calculator, să dezvolți o intuiție despre cum să-l folosești cât mai natural, pentru că orice ai face în viață, că ești corporatist sau doctor sau tâmplar sau orice altceva, calculatorul îți permite să o faci mai rapid, mai eficient și mai bine. Revoluția computerizată abia a început și ne-a schimbat societatea mai mult în ultimele decenii decât în ultimele secole, deci nu putem decât să ne imaginăm unde ne va duce pe viitor. Calculatorul a pus la dispoziția noastră o fereastră către univers și un super creier artificial cu care să navigăm și să aranjăm toată informația umanității. Și toate astea disponibile la simpla apăsare a unui buton. Acest film a fost realizat cu susținerea lui Constantin Goiu și ceilalți susținători de pe Patreon. Dacă vrei și tu să devii membru și să susții canalul, accesează patreon.com/top8.